Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Liviu Moldovan, bun găsit la un nou webinar sub egida Admiral Markets. O să discut împreună cu Radu Ciocu despre cele mai recente evenimente și mișcări din piețele internaționale. Discutăm atât despre piețele de capital, cât și despre piața Forex, cât și despre piețele de mărfuri, dar nu înainte de a vă spune că acest webinar are doar un rol informativ, nu reprezintă un sfat sau o recomandare de tranzacționare. Nu există nicio garanție că informațiile sunt complete sau exacte și orice opinie exprimată este strict, așa cum îi spune, doar o opinie, părerea subiectivă a moderatorilor și nu reprezintă punctul de vedere oficial al companiei Admiral Markets UK, reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie. După cum pe semne că bine știți, tranzacționarea implică un grad ridicat de risc, ia tranzacționarea în marjă fiind, și nu ar trebui să tranzacționați, indiferent dacă vorbim despre piața Forex sau CFD-uri sau orice alt fel de instrument, decât dacă înțelegeți cum funcționează piețele, tranzacționarea marjă, riscul la care vă expuneți și care este suma pe care o puteți pierde fără ca acest lucru să vă afecteze. Bun, acestea au fost cerințele inițiale. Intrăm direct în subiect. O să fac o scurtă radiografie a piețelor în acest moment. Nu avem piețe în Statele Unite. Dânsii sărbătoresc acolo Memorial Day. Avem piețe europene în sesiunea de astăzi. DAX 30 din Germania, 10.333 de puncte, valoarea de închidere a indicelui, un plus de 0,46%, FTSE 100 de la Londra, undeva tot în teritoriu pozitiv, dar cu o creștere foarte mică, CAC 40 de la Paris, 0,31% pe plus. Avem în piețele valutare internaționale o dinamică ușor crescătoare pentru euro, 1.1134 plusează euro cu 0,18%. Singura mișcare importantă, putem spune, este cea a perechii valutare dolar-yen, la puțin peste 111 yen pentru un dolar, cotația plusează cu aproape 0,8%. La nivel de baril de petrol vedem o ușoară tendință de creștere, între 0,3% pentru țițeul Brent și mergând spre aproape 0,7% pentru țițeul Brent. Primul, îmi cer scuze, a fost țițeul WTI, Brentul cu 0,7%, iar aurul pierde 0,6%, în fine ca o consecință directă a celor declarate de Janet Yellen vineri. Bun, Radu, în lipsa Wall Street-ului, cum ți se pare că a fost, să spunem, performanța piețelor financiare vest-europene de astăzi, în urma declarației lui Janet Yellen de vineri? Înainte să mergem direct în piață, vreau să spun eu ceva, și anume că e posibil să fie o surpriză pentru unii dintre voi faptul că astăzi nu mai este Cristi, ci suntem eu, Radu Ciofu și Liviu Moldovan. Este vorba de un nou format pe care îl testează Admiral Markets, în sensul că intenționăm creșterea tipului de webinare, atât al numărului, e doar, dacă veți, un scenariu în derulare, e un test mai mult. Dorim atât creșterea webinarului, cât și creșterea variației la webinarii. Până acum erați obișnuit cu două webinarii săptămânale, luni, Cristi, marți, eu, simplu, nimic mai mult, atât. Încercăm să variem formatul și aceste webinare, fie în doi, fie din când în când și Liviu, e posibil să crească ca și frecvență în viitor. Așa că încercăm lucruri noi, sperăm să fie cât mai interesant și din punctul ăsta de vedere o să așteptăm și feedback-ul vostru, să vedem cum a fost, cum vi s-a părut, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Cu alte cuvinte, așteptăm și feedback din partea voastră. Încercăm să schimbăm formatul, să mai variem și sperăm ca per total să fie un plus valoarea adăugat webinarilor. Da, ideea este că avem deja un plan de bătaie sau, mai bine spus, mai corect spus, un soi de draft al planului de bătaie, dar văzând și făcând, și mai ales și în urma
opiniilor dumneavoastră. Vom putea modifica acest plan de bătaie astfel încât să venim cât mai aproape de ceea ce v-ar plăcea și v-ați dori și dumneavoastră să vedeți și să auziți din partea noastră. Acum, revenind la piață, dar mai am un singur comentariu. Evident, ne dorim să fie un webinar cât mai interactiv. Înțeleg că la Liviu, poate îți pui la valiera, poate un picuț mai sus, pentru că a mea clar este mai aproape de gură și mai aproape de locul unde se elimină sunetele. Pentru că, de fapt asta vreau să spun, pentru că ne dorim și destul de multe interactivitate, noi luăm toate întrebările și sigur, dacă aveți întrebări sau nelămuriri, puteți să le puneți în fereastra de chat și pe cât posibil noi vom încerca să vă răspundem. Deci aspectul ăsta de interactivitate îl vom păstra. Acum, ca să revenim la piețe, S&P 500, indicii din America. Vreau să fac eu o ușoară modificare, cu permisiunea celor care ne urmăresc. Dacă poți trece tu câteva secunde doar pe mine, să schimb eu un cablu, să vedem. Mut și pe mine? Da, mute din aplicație. Da, o clipă. Bun, am făcut o mică schimbare aici, înțeleg că la microfonul lui Liviu s-a auzit destul de slab. Am făcut o schimbare, suntem un pic în teste și din punct de vedere hardware, nu doar al formatului emisiunii. Sperăm că acum să fie mai bine, nu știu, noi am schimbat niște mufuri pe aici, poate e mai ok acum și poate te vei auzi mai bine. Acum, avem niște întrebări. O să le luăm pe rând. Hai să plecăm de la Janet Yellen și vedem exact cum s-a decontat declarația în piețe. Eu am zis să începem cu piețele vest-europene, Asia, lucruri de acest gen, apoi mergem și pe Forex. Da. Din punctul meu de vedere este evoluție oarecum, hai să spun, nu atât surprinzătoare, ci un pic divergentă. Pentru că comentariile președintelui Fed, Janet Yellen, au dus, după cum ați văzut destul de clar, pe euro-dolar, pe euro-USD, la o întărire a dolarului. Ok, dar o întărire a dolarului, în mod normal, ar cam fi trebuit să ducă și la ușoare scăderi pe bursă, pe indicii bursieri, ceea ce nu prea s-a întâmplat, ba din potrivă. Nu numai că indicii bursieri S&P 500 n-au scăzut, dar chiar au și crescut și chiar au crescut destul de puternic. Cineva aici aș zice că e un fel de divergență aici și între ghilimele cineva nu are dreptate. Ori dolarul se întărește și dacă dolarul se întărește și asta e tendința, atunci la un moment dat și piețele ar trebui să mai scadă, indicii bursieri, ori între ghilimele bursa are dreptate și dacă bursa se întărește, atunci e posibil ca și... Radu, sunt situații în care dacă apar vești bune din sfera macroeconomiei, atunci e logic să crească și piața de capital, da, dar e logic să crească și dolarul. N-au fost vești atât de bune. Chiar și în condițiile în care acele lucruri, acele aspecte, dau, să spunem, apă la moară băncii centrale să ridice dobânda, da? Atâta timp cât acea ridicare de dobândă se estimează că nu va afecta nimic din piețele de capital, alea poate să crească fără niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, nu avem niște date economice atât de bune. Până la urmă, a venit Janet Yellen și a spus creștem dobânda, nu economia Americii știu eu că o să fie foarte bine. Nu, a spus că datele macroeconomice care nu sunt atât de bune. Primul trimestru este 0,8. Ce e atât de bun? PIB-ul din primul trimestru, ianuarie, da, martie, nu cred că are vreo pondere foarte mare la ședința din iunie sau la ședința din iulie. O să fie 6 luni de zile. Uite-te pe indicatorii de sentiment. Q2 o să fie mai bun. Dar ceea ce se uită ei acolo la federalizări cel mai mult, se uită la șomaj și la inflație.
Iar din aceste puncte de vedere, cu șomajul stăm bine sau stau dânsi da, acolo. Da, indicatorii de șomaj arată destul de bine. Inflația, nu știu, poate să fie un fenomen trecător, în fine, mai e de discutat. Dar asta înseamnă că ei respectă mandatul dual, care înseamnă maximum employment growth și price stability. Da, din punctul meu de vedere, și-am mai spus-o și o repet, ce încearcă acum Fed să facă e să răcorească un pic piețele financiare și să o răcorească fără să facă prea mult sau să facă pe cât posibil. Însă, trebuie să luăm și aspectul de ordin tehnic. Din punctul meu de vedere, strict tehnic, dacă ne uităm la graficul S&P 500, am ajuns din nou foarte, foarte aproape de un prag de rezistență, o zonă de rezistență, și anume 2100 de puncte. A mai fost o dată aici, e vorba de linia bleu pe care am să o îngroș aici, acum. E un prag de rezistență care în trecut mai exact în... aici în 20 și 21 a 4-a. A mai fost testat și nu a fost depășit. Și e un prag care a fost testat și în trecut și în octombrie-noiembrie 2015. Tot aici indicii s-au oprit. Tot acum s-au oprit indicii și acum. Și va testa din nou acest prag. Însă din punctul meu de vedere, îl testează pe o știre care trebuie să fie mai curând negativă pentru indicii bursieri. Care ar fi un scenariu? Și aici, evident, nu vorbim decât de scenarii. Nu avem cum să avem certitudini, dar doar scenarii. Din punctul meu de vedere, atunci când un indice sau un preț, oricare ar fi el, se apropie foarte puternic de un prag, pe termen scurt șansa este să-l depășească, chiar dacă o face doar tehnic și doar temporar, urmând ca după aceea prețul să se stabilizeze undeva peste sau sub nivelul respectiv, urmând ca după aceea să aibă continuarea evoluției. Cu alte cuvinte, dacă am vorbit despre evoluție S&P 500 pe termen scurt, și termen scurt m-aș gândi undeva la următoarele 2, 3, mai să zicem până la 5 zile lucrătoare efectiv, m-aș uita mai curând pentru o depășire a nivelului ăsta, urmată de un oarecare zigzag în zona asta. Ce ar însemna o depășire și un oarecare zigzag? Ar putea să însemne undeva maxime prin zona 2120-2130, aproximativ, lați-o doar aproximativ, 20 de puncte peste 2100. Iar minime, iarăși undeva... 2132 la nivel de indice este maximul ultimului an. Da. La nivel de CFD, evident, ar putea să mai apară câteva puncte diferență. Da, da, da. Deci 2132 din ultimele, deci nu de la începutul anului, ci din ultimul an, 52 week high. Da, da, da. Ceea ce undeva în zona menționată de tine. Da. Și din punctul ăsta de vedere m-aș aștepta ca în perioada următoare să fie depășit 2100 pe CFD, pe MetaTrader, să se oprească undeva în posibil 2120, poate 2130 aproximativ, după care să urmeze o perioadă de volatilitate și, hai să spunem, un fel de zigzag, plus un pic, sub un pic, aceeași consolidare. 20 de... Consolidare, exact. După care, dacă ne uităm mai curând la ce spune Fed că face și ce intenționează să facă, și anume scăderea unei dobânzi, scăderea dobânzii de referință, din punctul meu de vedere, dacă e să luăm în calcul și ce se întâmplă prin China, dacă e să luăm în calcul și alți indicatori economici, mai curând alți indicatori economici sau alți indicatori bursieri, adică scăderea veniturilor companiilor listate la bursa din Statele Unite, mai curând probabilitatea este mai mare, evident, e vorba doar de o probabilitate, nu de o certitudine. Până evident. La noul sezon de raportări financiare mai avem. Da. Mai avem 2 luni și jumătate, da, doar putem că, spune. Doar că, dacă aspectul, este... din da. Punctul ăsta de vedere, în opinia mea, sunt puse în preț toate veștile venite din sfera companiilor statelor, din Statele Unite. Ok. Problema, din acest punct de vedere, ține de multipli. În sensul că rezultatele n-au fost nemaipomenit de bune,
Estimările pentru trimestrele următoare, din contră, de asemenea, pardon, n-au fost extrem de strălucite, da? Și atunci suntem cu multipli relativ sus. Din acest punct de vedere, foarte mult loc de creștere nu prea văd mai să fie nu și prea mi s-ar fi. Părea exact. Riscant să ajungem în, să zicem, o lună de zile la 2200 de puncte sau așa. Ar fi riscant, ar fi poate chiar un mic bubble. O corecție, să zicem, 50 de puncte, m-aș aștepta, 70 de puncte. M-aș aștepta mai mult. O retestare a suportului eventual de aici, din zona, da, 2034. Da, exact, da? Exact. O retestare acolo și după aia să vedem pe mai departe. Exact, ar mai, asta ar mi se părea cel mai probabil scenariu. Retestarea pragului de la 2030. Să ne aducem aminte că El Erian, acum aproximativ 100 de zile, 100, aproximativ, zile. Nu, cred. două luni și ceva, spunea ceva de genul că piața este într-o zonă de tranzacționare laterală, dar cu un ecart mare. Și da. Cam așa vedea, cum să spun, evoluția viitoare. Deci mai nu super noi maxime istorice, nici super crack-uri și prăbușiri de burse, ci o tranzacționare laterală, dar cu un ecart mare. Undeva poate peste 10% diferență între mine și maxim. Da, e un scenariu iarăși foarte probabil și cred că cel puțin evoluția pe termen scurt, așa cum o vedem noi, se încadrează oarecum în ecartul ăsta. Adică o evoluție laterală doar cu o volatilitate și un ecart destul de mare. Acum, avem și câteva întrebări. O să trecem imediat și pe perechile cerute de noi. Întrebă cineva despre indicatorul Center of Gravity și am să răspund despre el. Este indicatorul pe care îl vedeți în fundal ca un fel de curbă. Este un indicator gratuit care poate fi descărcat, evident, 100% gratuit de pe mql4.com. Ce este acest indicator? E, pentru cine cunoaște, o regresie polinomială. Adică, practic, indicatorul încearcă să traseze, în funcție de mișcarea prețului, o linie care este curbă și nu dreaptă. Între paranteze, există un indicator built-in în platforma MetaTrader care trasează o regresie lineară și care e canalul de regresie pe care poate îl știți. Este o formulă matematică relativ similară. Evident, diferența mare este că regresia lineară trasează o regresie, evident, lineară, o linie. Pe când regresia polinomială trasează un polinom care, dacă este cu două variabile, așa cum este cel din indicatorul Center of Gravity, este practic o linie curbă. Ce arată acest indicator? Arată pur și simplu nivelul mediu din ultima perioadă, ultima perioadă fiind perioada pe care a fost calculat indicatorul respectiv, plus nici mai mult, nici mai puțin decât simplu o eroare medie. Deci, practic, arată care ar fi media din perioada pe care l-ai pus, plus care ar fi eroarea statistică, așa cum a ieșit din mișcarea prețului. Eu am mai arătat acest indicator în urmă cu câteva luni bune, cred că undeva chiar pe la cam în urmă cu aproape un an. O să încerc să-l mai prezint într-un webinar viitor, pentru că din când în când îl mai prezint. Cum poate fi folosit indicatorul respectiv? Pur și simplu atunci când piața evoluează în o perioadă mai lungă de timp într-o zonă fără a face niște mișcări foarte bruște, fără a se schimba trendul, deci dacă ai fie o mișcare ascendentă, fie o mișcare de stagnare, trasezi acest indicator și vezi cam care ar fi limita superioară și limita inferioară statistică și încerci să-ți dai seama așa cam unde ar fi extremele, dacă vreți, ale mișcării respective. În cazul S&P 500. Dacă ne uităm pe perioadă mai lungă, vedem că practic piața a intrat în stagnare undeva aproximativ spre sfârșitul anului 2014. Și am trasat acest indicator
pe grafic și vedem că practic nivelul e de 2120-2130 și raportat la perioada asta de stagnare de un an și jumătate, e undeva cam prin zona, cam prin zona actuală. În partea de jos, nivelul de suport, suntem destul de departe, ar fi undeva acum cam pe la 1820-1830. Asta în partea de jos, doar că luați în calcul că este vorba de o mișcare foarte, foarte mare de timp. Deci e vorba de un an și jumătate aproape de mișcare. Hai, da puțin zoom out la grafic, Radu, ca să vadă da, imaginea de ansamblu. Da. Asta ar fi. Acest indicator are însă o vulnerabilitate, dacă vreți. Face parte din... Spre exemplu, nu s-ar fi putut aplica în perioada de dinainte, da? Nu, s-ar fi putut aplica și în perioada de dinainte, dar nu s-ar fi putut aplica, s-ar fi fost greșit să-l aplicăm și acum și în perioada de dinainte. În perioada de dinainte, cum să se... Nu s-ar fi putut aplica pentru că am avut un trend puternic de creștere, deci... Ai fi putut să aplici indicatorul doar pentru trendul respectiv. În sensul că greșeala pe, care se face cu acest indicator... Ori atunci și ori acum. Exact. Asta este specificul acestui indicator. Practic, trebuie să realizezi în ce etapă a pieței ești. Sunt pe un trend ascendent sau sunt pe un trend descendent. Sau sunt pe o mișcare laterală și să aplici doar pe acea mișcare. Pentru că dacă incluzi în indicator și un trend ascendent și o mișcare, sau un trend oarecare și o mișcare laterală, practic faci o greșeală de a include două etape distincte ale pieței și indicatorul îți va da evident un rezultat. E un indicator care se cheamă, care intră în categoria garbage in, garbage out. Adică dacă îi bagi date eronate, el îți dă un rezultat, dar va fi un rezultat care nu e bun la nimic. Va genera un rezultat cel puțin la fel de eronat. Exact, exact. Și atunci se folosește exact la fel ca regresia lineară, trebuie să incluzi sau să trasezi acel indicator pe o singură stare de piață. Pe trenduri mai lungi, pentru cei care tranzacționează pe perioade mai lungi, nu day trading și așa mai departe, mi-au aminte că am folosit de foarte multe ori un indicator al lui Wilder, acela cu liniile de creștere și de descreștere, ADX-ul era parte din acel indicator. Îți dădea sensul și intensitatea trendului. La un moment dat erau, chiar dacă îl găsești, poți să-l pui. Și îți dădea indicații foarte bune despre trendurile lungi și despre terminarea trendurilor lungi. O să venim data viitoare, Radu, cu... Da, știu că îl avem, doar că nu o să-l caut acum. Da. Dar îl avem. Știu despre ce vorbește Liviu și îl avem. Plus de X, minus de X, erau cele care una deasupra, una de desubt, îți dădea trendul de creștere sau de scădere. Valorile lor, în momentul în care ajungeau la niște extreme, era cam gata cu trendul. Da. Dar nu erau oscilatori de genul RSI și așa mai departe. Da. Deci asta, pentru o situație de genul ăsta... cum a fost cu graficul, cu S&P-ul, în special pe acest trend de creștere, n-ar fi fost absolut niciun fel de problemă de folosit acel indicator. Știu că l-avem... Vedem data viitoare. Ca să nu... exact, asta este. Ok. Nu, acum nu știu sigur dacă ăsta e dacă arată așa cum îl știi tu. Da, practic asta este. Linia verde este DX plus sau forța pozitivă, linia roșie este DX minus sau exact. Forța negativă de scădere. Când verde e deasupra lui roșu, încă suntem pe trend ascendent. Exact. Iar linia albastră îți dă intensitatea acelui trend. Exact. Da. Și această linie albastră deocamdată se vede că nu este la un nivel foarte puternic. La un nivel, să zic, de frontieră, na, nivel excesiv. Las-o un pic mai mare. Spre exemplu aici, în zona de aici, la 1 aprilie, a fost la un nivel ridicat. Și atunci în mod normal, pentru cei long ar fi trebuit să-și ia niște măsuri de protecție.
A mai avut o tentativă mică de creștere indicele S&P 500, dar e clar că a început zona de tranzacționare laterală. Acum, ceea ce ne indică, faptul că a pierdut, trendul a pierdut din intensitate, logic, pentru că aici am avut tranzacționare laterală, și acum încearcă să spun eu așa, să câștige momentum trendul de creștere. Cam asta ar fi interpretarea de acum acestui grafic. Da, eu, cum am spus, m-aș gândi, mai ales că intensitatea trendului ascendent e destul de, sau creșterea intensității trendului ascendent e destul de mare în ultima perioadă, m-aș gândi că și în următoarele una, două ședințe aproximativ, șansa este mai mare să depășească și reveni la scenariul inițial. Mai avem... Cred că se va duce, strica scenariul, că se va duce... Retestarea acelui maxim. Retestarea și chiar, cred eu, ușoară depășire. Eventual un false breakout. Am putea spune, dacă merge pe o variantă pesimistă, pe o variantă optimistă, spargere și urcare mai departe. Mai e un aspect. Ceea ce spuneai că ceea ce s-ar putea întâmpla în zilele viitoare. Păi, mâine, spre exemplu, vedem date despre inflație din Statele Unite, da? Core PC price. Și avem estimarea la o valoare de 1, că discutam despre ce ar putea să influențeze Federal Reserve. Păi uite, 1,6% Core PC Price Index an față de an, dinamica an față de an. Pe parte de core, repet, fără alimente și energie și cum să spun, elemente volatile, da? Deci scot lucrurile astea de regulă din calcul. Dacă pui dacă inclus și aspectele volatile, cu volatilitate mare în sensul acesta, indicatorul este mult mai mic, dar cei de la Fed se uită mai degrabă la core ce se întâmplă, pentru că aia reprezintă mai îndeaproape economia. Și avem un 1,6%. Nici cât să zici că e musai să ridice dobânda, dar nici că e precum în Europa situația din punctul de vedere al inflației. Da. Și pentru că tot ai amintit Europa, sunt convins că de fapt ni s-a și cerut. Plus că eu știu, cei mai mulți... Ce va face euro-dolar, am văzut. Exact, exact. Cei mai mulți trader de la noi, din România, oarecum e normal pentru că euro e... Na, euro e euro. Cei mai mulți trader de la noi se așteaptă să comentăm perechea euro-dolar, pentru că este mai tranzacționat indicat. E cel mai tranzacționat instrument financiar de la market din România. Din piața Forex, în toată lumea, da, exact. Din piața Forex este și cel mai ușor de tranzacționat dintr-un anumit punct de vedere, pentru că găsești mult mai multe, să spunem, știri, comentarii, analize, ai mai multe elemente de care să te ghidezi. Da. Dacă mergi pe nu știu ce cross, s-ar putea să nu mai fie la fel, la fel de lejer, dar este cel mai populat instrument, să spun așa. Da. Ce și aici am eu o întrebare. Da. Dacă Federal Reserve este hawkish, și asta am văzut de la Janet Yellen, am văzut de la James Bullard, care și astăzi a ieșit și... a spus că, domne, piețele globale sunt perfect pregătite pentru o ridicare a dobânzii. Deci ceea nici de cum situația din decembrie... Ceea ce se și vede pe dolar, dacă e să ne uităm. Da, pe dolar e în mod special. Pe euro-dolar mai puțin. Chiar astăzi recuperează marginal euro, da? Deci, mesaje hawkish din partea Federal Reserve... m-aș fi așteptat să fie totuși un dolar mai tare. De ce nu e 1,08? Un dolar mai tare este, dacă faci un nume. În urma declarațiilor din ultimele 10 zile, să zicem, sau hai, de la ultimele minute ale ședinței Fed. E mai tare, da? E mai tare. Nu foarte. Nu e atât de tare pe cum te-ai fi așteptat. Aici am mai multe scenarii. Unul dintre ele l-am mai și spus în webinarele trecute, și anume faptul că Banca Centrală Europeană intre pe anumite piețe și cumpără obligațiuni corporative a determinat o fugă în acele obligațiuni corporative, în sensul că mulți investitori care vreau să facă un profit aproape sigur, au intrat în Europa și au cumpărat acele obligațiuni corporative, urmând să le vândă la prețuri ceva mai bune undeva în lunile viitoare către ECB. Practic, cam tot
cam tot efectul pe care Banca Centrală Europeană l-a inclus sau va urma să-l includă în stimulul monetar anunțat la sfârșitul lunii februarie, cam tot efectul ăsta a fost comprimat în următoarele două luni după februarie. Deci februarie, martie, aprilie, aproximativ. Pentru că în ultimele două luni, exceptând mișcarea asta din ultimele două săptămâni, euro-dolarul nu s-a mai apreciat foarte mult. Practic a cam fost undeva sub 1.14 și puțin a reușit să-l depășească. Pe un fel de medie, dar a avut spike peste 1.16. A avut un spike, dar de scurtă durată și a mai avut în trecut spike-ul de genul ăsta, nu s-a dus, n-a reușit să le mențină peste 1.14 și până la urmă s-a dus și a testat minimele. Din punctul meu de vedere, repet, ce a făcut ECB-ul a determinat o fugă temporară în euro. Ce cred eu că vedem acum este doar prima etapă din sfârșitul acestei fugi temporare în euro, fugi temporare în o piață obligațiunilor din Europa, și atunci când vrei să cumperi obligațiuni din Europa, trebuie să ai euro, ceea ce înseamnă că trebuie să cumperi euro, ceea ce înseamnă că euro se apreciază. Mai bine zis, euro sau nu scade la fel de mult. Euro cred că deja s-a apreciat și cred că efectul ăsta a dispărut. Și ce vedem acum, scăderea asta din ultimele două săptămâni a dolarului, eu nu cred că este decât prima etapă dintr-un trend mai mare care ne va duce sau va duce euro-dolarul undeva mai jos, semnificativ mai jos, aici, în următoarele luni. În aici, următoarele luni și chiar și trimestre. Aici părerile sunt împărțite. Dacă ultima parte a anului trecut și în prima parte a acestui an erau mulți care spuneau, domne, paritate euro-dolar. După aia s-au sucit complet și discutau despre o zonă de confort care să aibă un 1,10 ca minim și 1,20 ca maxim. Și acum, din nou, stați un pic, că euro ar trebui să fie ceva mai slab. Nu știu. Tu ce crezi? Cum ai vedea pe termen scurt perechea asta? Sau ca așa, sau cum ai vedea euro-dolar? Ori pe termen scurt, ori pe termen mediu. Departe de 1.20, dar n-aș merge neapărat să spun că... Dă un daily, te rog frumos, pe grafic. N-am înțeles. Zic, dă un daily pe grafic. Daily, ăsta e graficul da, daily. Da, da, da. Nu știu, retestare de acele minime la 1.05, nu, departe. O corecție până spre 1.08, că de asta am întrebat de ce nu 1.08. Retestarea unor minime zonale și după aceea mai vedem, mergem înapoi peste 1.10, cred. Deci, practic, pe termen... Asta evident, fără Brexit și alte povești evident, de acest evident, fără alte scenarii. Deci, practic, tu spui că pe termen scurt să continue ușor tendința descendentă. Da, mă uit și la pattern, da? Vedem de la acel maxim înregistrat la peste, la acel spike, de fapt, la peste 1.16, sesiuni destul de multe, lumânări destul de adânci, roșii, să spun, da? Urmate de o ușoară perioadă de consolidare. Iarăși zdrang, iarăși o perioadă de consolidare, iarăși un zdrang, iarăși... Și asta arată că nu prea sunt cumpărători. În trecut nu prea au fost cumpărători. Înseamnă că mișcările în jos sunt mai rapide, mai violente decât mișcările în sus. Sau cu alte cuvinte, vânzătorii sunt deocamdată mai puternici decât cumpărătorii. Da. Da, deci ceea ce înseamnă că probabilitatea este un pic mai mare ca mișcarea asta exact să continue. Și văzând mesajul hawkish din partea Fed, asta spun, m-aș fi așteptat să fie mai jos acum. Tot e destul de rezilient, să zic așa, euro în perioada asta. Am înțeles. Aveam o completare de făcut în legătură cu ADX-ul, cred. Cu ADX-ul. Sigur, sunt două linii care manageruiesc sau ne arată trendul, cea roșie și cea albastră, diferă viteza lor. Da? Viteza lor de reacție, să spun, ca la RSI, când ai unul mai rapid și unul mai... mai lent. Da, însă săptămâna hai asta... să vedem și un euro-yen, Radu. Hai să vedem și un euro-yen. Te rog. Bun, euro-yen. Din punctul meu de vedere, aici avem destul de clar o zonă de consolidare și o formațiune care seamănă foarte mult cu un triunghi.
Și cred că suntem destul de aproape, destul de aproape, e puțin spus, de zona în care va urma un break din această zonă. Avem un prag de suport foarte evident, foarte vizibil, la puțin sub 122, 121.90 aproximativ și un trend descendent. Un trend descendent cu care s-a manifestat în ultimele 200 și ceva de zile, deci undeva din vara trecută, aproape un an. Cel puțin consolidarea nu e atât de lungă, trend descendent este, consolidarea este de aproximativ doar vreo 70 de zile, 70 de zile lucrătoare, asta tot înseamnă cam 3 luni. Deci o mișcare destul de lungă. Bun, e clar că aici avem două scenarii. Și având în vedere că euro-yen este practic în consolidare de, hai să zicem, 3 luni, sunt două variante. Ori continuăm trendul descendent și va urma relativ repede încă o repriză de scădere. Și gândiți-vă, întotdeauna ieșirea dintr-o consolidare este cât de cât proporțională ca și amplitudine cu perioada în care a stat în consolidare. Deci dacă stăm în consolidare de grosomână 3 luni, automat mișcarea care ne va scoate din formațiunea respectivă nu va fi una foarte mică. Nu poate să stea în consolidare 3 luni și în 100 de pips și după aia gata să iasă să se epuizeze tot trendul. Deci clar, ori va fi o continuare a trendului descendent și va fi o mișcare destul de mare, destul de mare însemnând undeva gen 4, 5, 600 de pips, ori suportul va fi câștigător între ghilimele și atunci va avea loc o perioadă destul de semnificativă, iarăși o lună poate și câteva sute bune de pipi de apreciere. He, aici ar putea avea un cuvânt de spus oficialii Bank of Japan cu acele verbal interventions. Aici am aminte, în perioada recentă am avut și 107, nu? Pentru cotația dolar-yen și au început să facă acele verbal intervention, treptat, au stabilizat cotația din scădere, la dolar-yen mă refer, da? Și acum avem, uite, 111, da? În regulă, zona de confort undeva spre 120, deci încă mai e cale lungă până la ajunge acolo. Dar mie că euro-yen se va tranzacționa mai degrabă după dolar-yen. Mm-hmm. Au mai fost situații și perioade acum niște mai mulți ani de zile în care, paradoxal, era un pic invers. Erau mai multe tranzacții pe euro-yen, dacă vrei, și atunci crossul influența dolar-yenul. Am înțeles. Pentru anumite perioade mai scurte de timp. Dar acum, ca să spun recomandare, sau nu recomandare, că n-avem voie să facem recomandare. Da, scenariu. Da? O opinie, ipoteză. O părere personală. De cât euro-yen, analiză și așa mai departe, mai degrabă aș zice eu dolar-yen, pe parte de știri și fundamentale și așa. Că dacă e să apară o mișcare masivă și, repet, cotația dolar-yen să se îndrepte înapoi în zona aceea de confort, ar însemna aproximativ 9 figuri, lucru care va influența cu certitudine euro-yen, indiferent de ce va face euro-dolar. Mai departe, hai să vorbim puțin și despre petrol. E o altă poveste aici. Hai să vedem și petrolul. Avem un atac nu foarte hotărât, să spunem, asupra redutei de $50 pe baril. Joi a depășit cotația acest prag psihologic. Acum suntem ușor sub $50. E prea mult $50 să rămână acolo? Gândindu-ne de unde vine. De la undeva $25. Deci, practic, în câteva luni de zile s-a dublat cotația. Da. Dacă e să luăm strict din punct de vedere tehnic, părerea mea că petrolul va mai continua foarte puțin timp, sau cel puțin foarte puțin timp va mai continua aprecierea. Eu personal nu cred că petrolul acum este sustenabil mult peste 50. Mult și ca preț și ca timp. Dar cred că nivelul de $50
nivelul de 50 de dolari este un prag destul de important și cred că aici va face cel puțin o pauză destul de importantă. Ce înseamnă pauză, consolidare? Din punctul meu de vedere... 45-50? Exact. Adică l-aș vedea consolidând undeva în zona 50, dar niciun caz fix pe zona 50. Ci dacă vreți într-un fel de zonă de mișcare, zonă de volatilitate, care ar putea să fie, luați-o doar aproximativ, luați-o doar undeva 50 plus minus 2-3 dolari. Deci, practic, strict ca mișcare. Păi alea poți să spui maxime. Deci, ori un interval orizontal 45-50 sau 48-52-48-53, poate, exact, da, ceva. Exact, ceva de genul acesta. Oricum, nici corecția masivă n-am mai avut de mult pe petrol. Da, nu, n-am avut nici o scădere destul de puternică din, de la sfârșitul lunii martie. Bine, practic. Și mai e un aspect, nici scăderea cererii n-am văzut. Da. Că pe parte de ofertă au fost undeva pe la 4 milioane de barili pe zi, mai puțin, din cauza de Alberta, din Canada, din cauza de Libia și din cauza de Nigeria, ok, bun, poate justifica, dar și partea de cerere a ținut bine. Gândiți-vă doar la un aspect, cu cât prețul petrolului e mai sus, cu atât din ce în ce mai mulți producători care închiseseră porțile, le redeschid, redevin profitabil și atunci cu cât prețul crește, cu atât și cantitatea de petrol fizic extrasă crește și în special, Radu se referă în mod special la producătorii de shale oil, de petrol de șist din Statele Unite și deja numărul rigurilor în explorare acolo, în exploatare acolo s-a mărit, să spunem, în perioada recentă. Bun, vreau să răspund la o întrebare. Am văzut că cineva ne întreabă din ce cauză a scăzut cotația aurului. Exact, păi, asta și eu vreau să mergem pe aur. Păi e simplu, dacă ai un Fed hawkish care va ridica dobânda de referință, după teoria clasică, aurul nu are de ce să fie un activ de refugiu pentru investitori și automat cotația scade. Când anume aurul poate fi un activ de refugiu? Atunci când o bancă centrală lasă să-i scape frâiele din mână în ceea ce privește inflația. Și atunci, dacă te temi că banca centrală nu va ridica dobânda astfel încât să preîntâmpine inflația, intri în aur ca fiind activul care îți poate oferi o protecție. Da? Asta e cazul general. În cazul de față, cred că mai degrabă a contat dinamica dolarului și nu atât ceva efectiv specific în piața aurului. Exact. Deci, practic, aurul fiind exprimat, tranzacționat în dolari, scăderea din ultima perioadă nu are strict direct legătură cu piața sau cu mișcările din piața aurului, ci mai curând cu faptul că aurul e exprimat în dolari. Da, și atunci, nu aurul a scăzut, ci dolarul s-a întărit destul de puternic. Dolarul s-a întărit și atunci aurul, logic, a scăzut exprimat. Da, ca să păstreze aceeași valoare, nominal, îți dă mai puțin. Da. Plus Fed-ul, care e mai hawkish. Și vreau să mergem acum la calendarul săptămânii viitoare. Da. Nu mai avem foarte, foarte mult timp, în ultimele câteva minute. Deci am spus, datele despre inflație din Statele Unite, acel set de indicatori la care se uită Federal Reserve mai mult decât la Consumer Price Index, indicele prețurilor de consum, deci mă refer la Core PCE și PCE Personal Consumption Expenditures, o să le vedem mâine, 30 mai, o să vedem raportul ADP, Automatic Data Processing, miercuri la ora 3:15 după masă, ora Bucureștiului. Avem estimări că economia Statelor Unite să fi creat 180.000 de noi locuri de muncă în luna mai, ceea ce cumva vreo 30, aproape, nu, de fapt aproximativ 25.000 de noi locuri de muncă, mai mult decât a creat economia în luna precedentă. Jobless Claims, Dudley de la Federal Reserve, un speech, joi și vineri avem datele despre piața forței de muncă. Și săptămâna asta avem, evident, cel mai important eveniment de săptămâna asta, ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene. Nu, aici te contrazic.
Nu e cel mai important eveniment? Nu, mai în opinia mea, mai important va fi NFP-ul de vineri decât Banca Centrală Europeană. Din punctul meu, așa și eu te contrazic, pentru că din punctul meu de vedere, cel mai important eveniment va fi ședința de politică monetară al Băncii Centrale Europene. Asta nu înseamnă că... Ai mai spus că s-ar putea să fie un non-event. Da, hai să-i mai explic destul de clar. Strict ca și însemnătate sau strict ca și greutate, atunci când vorbește Mario Draghi sau unul dintre președinții celor doi mai importante bănci centrale din lume, adică Banca Centrală Americii sau Banca Centrală Europei, este mai important decât un indicator privind șomajul din Statele Unite. Nu înseamnă că punctual nu pot exista situații în care la Banca Centrală Europeană, la ședința de politică monetară a BCE, piața să nu se miște prea mult și să se miște mai mult la NFP. Dacă e să o luăm din punctul ăsta de vedere, probabilitatea săptămâna asta este mai mare ca piața să se miște mai mult la NFP decât la ECB. Și aici am să spun care e punctul meu de vedere și după aceea să-l las și pe Liviu care e punctul lui de vedere. Eu cred că deocamdată, săptămâna asta, Mario Draghi nu prea va face niciun fel de dezvăluire șocantă, ceva nou. Nu ne va spune decât 100% ceea ce știm deja. Și nu cred că va fi o ședință de politică monetară memorabilă. Până la, nu uitați, atunci când la sfârșitul lunii ianuarie a implementat acel set noi de măsuri destul de drastice, a crescut cu 20 de miliarde în plus stimulul, a crescut dobânda negativă, sau mă rog, a scăzut-o, și a inclus și obligațiuni corporative pe lista de active pe care banca le va cumpăra, atunci a precizat că pentru o perioadă semnificativă de timp să nu ne mai așteptăm la noi măsuri din partea Băncii Centrale Europene. Și cred că exact asta va face. Deocamdată cred că Banca Centrală Eu deocamdată cred că Banca Centrală Europeană va lua o perioadă de pauză, de analiză, mai stăm și vedem. Cel mult ar putea să pregătească piețele, să spună, domnilor, nu suntem chiar foarte mulțumiți de felul cum a reacționat economia și partea de creditare și inflație și așa mai departe în zona euro în urma măsurilor luate. Luăm în calcul să vedem dacă e nevoie, poate în viitor, cândva, mai mult, o să încercăm să augmentăm din nou acele programe. Dar asta mult. Eu cred că dacă ar spune asta, piețele au luat aproape sigur că vă face în viitor și că euro ar pica mult. Dacă ar spune chestia eu cred posibil, că eu cred că va fi mult mai mult mai vag decât atât. Eu am spus ce e posibil să se întâmple, nu ce e foarte probabil să se întâmple. Ok, și ce e cel mai probabil? Ce crezi tu că e cel mai probabil să se întâmple? Cel mai mult, m-aș uita la anumite răspunsuri pe care le-ar putea da pe teme de contingency plan în cazul Brexit. Acolo m-aș uita. Băi, ce faceți dacă hăbăuții ăia, în ghilimele spun, în glumă. Ăia din Anglia, adică. Da, o să voteze cu separaționiștii, da? Și ies din Uniune. Ce faceți atunci? Care, domnul Draghi, cum o rezolvăm pe asta? Și atunci aș fi curios să văd ce se întâmplă. Ce răspunsuri dă? Aici m-aș uita. Deci, practic, de outlook de inflație și astea poate... Practic, tu crezi că din punct de vedere economic o să fie de cam... De văzut și forecasturile pe care le face, iarăși. Da. Practic, tu spui că din punct de vedere economic o să fie nu foarte interesant, dar că ar putea fi niște remarci interesante care să miște piața, dacă o să ofere niște insight-uri legate de Brexit. Să miște sau să nu miște. Din punctul că spuneam de bănci centrale acum, săptămâna va fi... sau va avea poate cel mai important indicator, repet, din punctul de vedere al băncii centrale, a Federal Reserve, să fie raportul Beige Book, pe care o să-l vedem miercuri seara. Cartea maronie. Da, bejulie, mă rog. Mai e un termen, dar nu-l pronunțăm aici. Care e povestea cu acest raport Beige Book? Este, de fapt, raportul după care se iau membrii FOMC atunci când hotărăsc ce să facă în ceea ce privește politica monetară. Ăsta este documentul de lucru. NFP-ul de vineri ar putea să influențeze sau nu neapărat votul din acea ședință de politică monetară, dar undeva peste 90% din pondere o va avea și nu o va avea acum în mod special, din totdeauna
preponderent, peste 90% din ponderea votului, se va baza pe acest raport beige book. Da. Asta ca și ca un răspuns la o întrebare de mai devreme, ce indicatori din T2 va lua în considerare Federal Reserve în decizie. În afară de consum care a stat bine, în afară de retail sales care au stat bine, de home sales care au stat bine, o să mai putem extrage niște aspecte pe care Fed-ul, sau la care Fed-ul să se uite din acest beige book. Eu cred că Fed va lua în calcul și nivelul S&P 500, dar că nu o va spune oficial. Asta o face deja. De-aia vine cu acele mesaje hawkish acum. Încearcă să... Eu am mai spus și prin câteva emisiuni că Fed-ul încearcă să ridice capacul de pe oală, astfel încât să nu se creeze o suprapresiune acolo. Exact. Deci, practic, legat de piețele bursiere mai curând, nu atât euro-dolar, Fed-ul ar vrea și încearcă cumva să ducă un pic în jos piețele ca să mai libereze din presiunea creșterilor de preț din ultima perioadă. Să nu care cumva, de la final spun, să nu care cumva ca piețele să... se află din nou în acea situație foarte plastic descrisă de Alan Greenspan prin 1996 cu acea sintagmă irrational exuberance. Da. Radu, îți mulțumesc mult de tot pentru participare, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră și propunerile dumneavoastră în ceea ce privește tematicile și abordarea pentru viitoarele webinarii. Încă o dată, vă mulțumesc frumos, sunt Liviu Moldovan, ne revedem și ne reauzim în curând.